Hello, dragilor! Astăzi o să plantăm nuferii care tocmai au crescut. Am luat, în urmă cu vreo 3 săptămâni, am cumpărat niște semințe de nufăr și le-am avut la germinat în apă. Și astăzi m-am decis să le plantez. Uitați și dumneavoastră cum au crescut. Ce rădăcinuțe avem. Cât am mai firul de lung. Se poate vedea. Și astăzi o să-i plantăm pentru loc definitiv. În ghivece cu pământ. Apoi puse în apă. O să atașez și câteva imagini. Să vedeți cum arătau semințele în momentul în care le-am cumpărat și evoluția lor în cele 3 săptămâni până la momentul de plantare. Am pregătit ghivecele care vor fi noua casă pentru lotușii noștri. Am pus apa să se mai încălzească puțin. Și în ele vor fi plantați, dar în alte ghivece cu pământ. Voi folosi ghivece de 15 cm diametru pentru lotus, în care am pus pământ cu apă să se mocirlească, astfel încât rădăcina plantuței să nu fie afectată la început și totodată se va dezvolta cu balot în întregul ghiveci. După ce am hidratat ghivecele, o să facem un șanțuleț mic, o gropiță, în fiecare în parte, după care o să venim planta. Uitați ce rădăcinuțe frumoase prezintă lotusul nostru. După ce o punem în pământ frumos, se astupă. Pământul de aia zice că trebuie să fie mocirlă, să nu afecteze rădăcina tânără, plăpândă. După care îl vom introduce în nou mediu de cultură. Ușor să ia apă, excesul de noroi care va ieși la suprafață o să-l strecurăm. Să sperăm că vom avea și rezultate favorabile în ceea ce privește prinderea lotușilor noștri. Am terminat cu plantarea. Au fost puși pe poziție în noile vase de cultură și după ce se va limpezi apa, o să o strecurăm să fie foarte curată, să vedem cum se vor dezvolta plântuțele. Pentru moment o să le acomodăm la o temperatură de vreo 15 grade în interior, până își vor dezvolta frunzițele în partea superioară. Apoi, odată ce vremea ne va permite, o să le dăm afară definitiv. Sperăm că anul acesta o să avem și floricele la ele. Cei drept eram sceptic în momentul în care am cumpărat semințele, că nu știam ce rată de germinabilitate prezintă acestea, dar 5 din 5 au răsărit. Vă mulțumesc pentru timpul acordat.